Am onoarea să vă salut, sunt Victor Preda și vă mulțumesc pentru faptul că urmăriți actualitatea live. Invitatul meu de astăzi este doamna Ramona Feticu, terapeut. Sărut mâna, doamnă, vă mulțumesc pentru prezența în această emisiune. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Invitația a venit în urma faptului că pentru prima oară în viața mea am auzit un termen medical, îndrăznesc să spun, dumneavoastră mă corectați dacă greșesc, pentru că sunt lucruri absolut noi pentru mine. Un termen medical compus din două cuvinte, pe amândouă le cunoșteam, dar nu știam, pentru prima oară le-am auzit alăturate. Și mă refer la autism virtual. Și pentru că este o noutate pentru mine, o să vă rog să vorbim despre ce înseamnă autismul virtual, unde poate fi găsit, cum poate fi tratat, dar să începem cu începutul. O să vă rog să îmi explicați mie și celor care ne urmăresc ce înseamnă autismul virtual. Autismul virtual este un termen pe care domnul psiholog clinician Marius Zamfir, cu care eu colaborez de 15 ani, dânsul a denumit acest fenomen, deoarece comportamentele copiilor sunt foarte, foarte asemănătoare cu copiii care au autismul acesta clasic. Adică, autismul virtual este o tulburare de neuroconectivitate. Ce înseamnă lucrul acesta? La nivelul creierului nu se formează sinapse în cantitatea care trebuie. Datorită expunerii excesive a copiilor în perioada 0-3 ani, copiii sunt privați de dezvoltarea senzorio-motorie și socioafective. Ce înseamnă lucrul acesta? La naștere, copilul are același număr, aproape același număr de neuroni ca și adultul. Doar că prin stimularea corespunzătoare a copilului la capacitate maximă de care creierul lui are nevoie, copilul reușește să se dezvolte funcțional. Dar ce trebuie să facem în această perioadă? Trebuie să vorbim cu copilul, trebuie să ne jucăm, trebuie să-i prezentăm lucrurile pentru ca el să poată să învețe din mediu. Și astfel vom crește un copil sănătos. Și ne-a spus ce trebuie să facem. Și v-am întrebat pentru că voiam să vorbim și despre ce nu trebuie să facă un părinte. Ce nu trebuie să facă un părinte? Cu siguranță pornim de la faptul că niciun părinte nu dorește răul copilului. Probabil datorită lipsei de informare, datorită activităților pe care le avem cu toții de zi cu zi, părintele, pentru a face copilul fericit, pentru că atâta timp cât copilul se uită la televizor este fericit, face această greșeală, bineînțeles nevoită, de a expune copilul în această perioadă 0-3 ani, când creierul copilului este într-o dezvoltare foarte importantă. Știți, e o comparație și cred că este foarte sugestivă. Se spune copiii la această vârstă sunt ca niște bureți din punct de vedere informațional, adică absorb orice fel de informație. Sigur că da. Viteza de procesare a informațiilor este foarte, foarte mare. Este foarte importantă această perioadă 0-3 ani în dezvoltarea neurologică a copilului. Dacă noi, ca și părinți, îi lăsăm în fața televizorului în această perioadă în care el ar trebui să se dezvolte pe toate ariile de dezvoltare, pe autoservire, pe cogniție, pe joc, pe motricitate, pe limbaj, noi îi lăsăm în fața unui ecran, este foarte greu ca toate aceste arii să se dezvolte. Un copil care stă în fața unui televizor, cum ar putea să se dezvolte pe autoservire? Păi el nu face absolut nimic. Altcineva vine, îi dă să mănânce, îl îmbracă, îl descalță, îl spală, da? El este doar conectat la un ecran. Cum ar putea să se dezvolte pe socializare? Păi nu are cum nici așa, pentru că el practic nu interacționează cu nimeni. Pe limbaj la fel, el nu comunică cu nimeni. Deci vedem că toate ariile de dezvoltare sunt afectate datorită expunerii excesive a copiilor la ecrane, indiferent că este vorba de televizor, tabletă, telefon și așa mai departe. Din ce ne-a spus dumneavoastră până acum, trebuie să înțelegem sau să înțeleg faptul că televizorul, de exemplu, pentru că am vorbit mai mult despre televizor, televizorul trebuie exclus în totalitate din viața unui copil cu vârsta între 0 și 3 ani?
Da, din punctul nostru de vedere, da, categoric da. Deoarece, mă scuzați, în primul rând, televizorul, la televizor se derulează 25 de cadre pe secundă. La cel normal, la cel HD, ajungem chiar la 50 de cadre pe secundă, ceea ce este foarte dăunător pentru copil. Creierul copilului învață să primească informație la această viteză, ceea ce este anormal, pentru că în viața reală nimeni nu se mișcă cu 25 de cadre pe secundă. Și atunci, în momentul în care oprim televizorul și copilul ajunge la grădiniță, sau chiar dacă nu oprim televizorul, copilul cum va ajunge la grădiniță, și acolo doamna va fi foarte neinteresantă, pentru că nu o să se miște cu 25 de cadre pe secundă sub nicio formă. Și atunci va fi foarte greu să stea într-o sarcină, să aștepte. Atenția este foarte, foarte afectată datorită expunerii la aceste ecrane, și atunci copilul, clar, va fi foarte greu să facă față la aceste cerințe de la grădiniță. Ca să nu mai vorbim, copilul când ajunge la școală trebuie să ajungă să stea 50 de minute în bancă. Și deci copilul va fi foarte, foarte activ, hiperkinetic, datorită acestei viteze la care creierul a fost învățat să primească această informație. În momentul în care oprim televizorul, creierul are nevoie să primească această informație, dar dacă televizorul nu-i mai oferă această viteză, atunci se mișcă el, da, ca să creeze această senzație de mișcare. De aceea copiii sunt atât de agitați. Am înțeles. Știți că percepția publică este că televizorul ar fi mai puțin nociv decât alte gadgeturi, decât alte display-uri. De exemplu, telefonia mobilă sau telefonul mobil, de fapt, este perceput ca fiind principalul pericol, să-i spun așa, copiii și tineri în general fiind foarte atrași de telefonul mobil, într-o măsură ceva mai mare decât televizorul. Da, ceea ce ne spuneți schimbă un pic lucrurile și ne ajută să înțelegem altfel ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Da, bineînțeles, și telefonul și tableta. De ce au crescut cazurile atât de mult în ultimii ani? Pentru că avem acces la internet nelimitat, oriunde, în magazin, în mașină, în restaurant, în parc, pe stradă, oriunde. Da? Și atunci, bineînțeles, copilul are acces la aceste device-uri oriunde. Și bineînțeles că este secolul în care cu toții suntem dependenți de lucrurile acestea. Dar în dezvoltarea copilului, repet, perioada 0-3 ani este extraordinar de importantă, în care noi ca și părinți ar trebui să vorbim copiilor, să ne jucăm, să iubim, să îi scoatem, da, să socializeze. Este foarte, foarte, foarte important. De ce? În primul rând, la nivel neuronal. Copilul în prima perioadă nu știe foarte multe în primul an de viață, dar se dezvoltă emoțional. Trebuie să aibă contact fizic, efectiv, cu oamenii, cu părinții, ca să poată să se dezvolte. Un copil la un an și jumătate, dacă te duci în fața lui și îl bagi în seamă, este extraordinar de fericit. Dacă îi spui să ia un lucru și să-l pună într-un alt loc și el poate să-ți dovedească că face lucrul acesta, este în extaz. De ce? Pentru că noi ne naștem cu aceste mecanisme sociale, doar că ele trebuie dezvoltate. Și atunci copilul, care are o dezvoltare corespunzătoare, este foarte, foarte bucuros că poate să-ți dovedească că poate să facă lucrul acesta pentru tine. Dar un copil cu tulburare în dezvoltare nu are mecanismele acestea dezvoltate corespunzător. Și atunci duce la deficitul de atenție, la un copil care sunt hiperkinetici și nu arată cu degetul, nu sunt interesați de jocuri, nu răspund la nume. Deci toate aceste lucruri sunt foarte, foarte dăunătoare pentru copil. Cum poate recunoaște un părinte un copil care este în această situație? Care ar fi semnele? Exact cum vă spuneam și mai devreme, copilul nu arată cu degetul când își dorește un lucru, nu este atent la absolut nimic ce este în jurul lui, nu răspunde la nume, nu se joacă funcțional cu jucăriile, nu este interesat practic de absolut nimic ce este în jurul lui. Nu interacționează, nu dorește să interacționeze cu absolut nimeni, ci copilul are jocul acesta stereotip, îl numim noi,
disfuncțional, bineînțeles, având frecvență, durată și intensitate. Deci dacă părintele observă că copilul lui, știu, eu vă dau un exemplu, deschide, închide uși la nesfârșit sau învârte roțile unei mașini sau aprinde, stinge lumina la nesfârșit, pe o perioadă nesfârșit, pe o perioadă destul de lungă și vede că îi oferă și plăcere făcând lucrul acesta, ar trebui să-și pună un semn de întrebare. Și odată pus acest semn de întrebare, ce ar trebui să facă părintele? Ar trebui să meargă la un specialist, să facă o evaluare complexă pe toate ariile de dezvoltare, ca să vadă exact funcționalitatea copilului. Această evaluare complexă, la sfârșitul evaluării, noi aflăm vârsta generală mentală față de vârsta cronologică. Bineînțeles, un copil care are o întârziere în dezvoltare, clar, are și anumite întârzieri, dacă nu pe toate ariile de dezvoltare, măcar pe câteva din ele. Cu această evaluare, deci am spus, aflăm vârsta mentală generală și pe fiecare are de dezvoltare în parte, plus coeficientul de dezvoltare general și pe fiecare are de dezvoltare în parte. Mai mult de atât, la sfârșitul evaluării avem o listă cu toate abilitățile pe care copilul ar fi trebuit să le aibă până la vârsta aceasta și nu le are sau nu le face. Lista aceasta îl ajută foarte mult pe părinte acasă să vadă, ok, ce nu știe copilul meu să facă până la vârsta aceasta. Bineînțeles, pe fiecare are de dezvoltare în parte. Cu această evaluare, bineînțeles, putem să facem un plan de intervenție personalizat pentru fiecare copilaș, ca la școală. Media generală la școală poate să fie 9 sau 10, dar poate la matematică are 6, 7 și atunci știu că acolo trebuie să ajut copilul. Am înțeles. Dumneavoastră vă desfășurați activitatea în cadrul unei clinici specializate pe astfel de situații. Aș vrea să vă întreb mai întâi dacă putem vorbi de un fenomen în creștere. Da, chiar da. Chiar da, este un fenomen în creștere, foarte, foarte îngrijorător pentru noi. V-am spus, în ultimii ani au crescut cazurile extraordinar de mult datorită expunerii excesive a copiilor la această tehnologie. Am înțeles. Și depășind acest lucru, faptul că este un fenomen în creștere și probabil că cei care urmăresc această discuție se vor gândi mai bine dacă vor apela la această metodă de a câștiga niște timp, de a da drumul la televizor, pe niște desene animate, astfel încât copilul să stea liniștit și să fie captivat de ce vede la televizor. Probabil că se vor gândi mai bine de două ori înainte de a face acest lucru. Dar spuneți-mi, existând clinică înseamnă că există tratament, înseamnă că se pot trata astfel de cazuri. Ne puteți spune, cât ne puteți spune din cum decurge un astfel de o schemă de tratament și care ar fi rata de succes, să spunem? Cel mai important în recuperarea copilului este vârsta. Da. Cu cât copilul este mai mic, cu atât recuperarea copilului se face mult mai repede, putem ajunge la un procentaj chiar de 90%, chiar peste 90%. Vârsta cea mai indicată, știu eu, sau nu, vârsta maximă până la care pot fi tratate astfel de cazuri? 3 ani, să spunem, maxim, deși de preferat este în jurul vârstei de 2 ani, 2 ani și jumătate. Cred atunci când creierul este în dezvoltare. Da. Deci, da, înțeleg că încadrăm în perioada. Dar mă gândesc că pentru un părinte să identifice semnele pe care ni le-ați spus dumneavoastră este destul de dificil la vârsta de 2 ani. Poate spune, domne, uite, s-au mai văzut copii care, nu știu, dau un exemplu, încep să vorbească ceva mai târziu. Probabil că așa este și copilul meu, nu-mi fac încă probleme. Încerc să găsesc scuze, nu mă gândesc că ar fi niște probleme legate, știu eu, de privitul la televizor. Mă gândesc că e destul de greu și cred că de aceea este importantă această discuție cu dumneavoastră. Părinții să poată, dacă este copilul lor este într-o astfel de situație, să poată să găsească aceste semne din timp, pentru că, după cum spuneți dumneavoastră,
3 ani e o vârstă deja maximă la care se poate interveni. Da, este. Deci nu este vorba doar de faptul că el nu vorbește sau nu, nici măcar nu are atenție, nu are contact vizual cu părintele, nu-l interesează jucăriile. Ce face un copil la vârsta aceasta? Se joacă foarte mult, funcțional, cu jucăriile în scopul lor. Doar că un copil cu această întârziere în dezvoltare nu este interesat de jucării. V-am spus, nu are contact vizual, nu răspunde la nume, nu arată cu degetul. Un copil la un an, chiar dacă nu vorbește, arată cu degetul spre obiectul pe care și-l dorește sau măcar că se uită, îl întreb unde este mama, chiar dacă el nu poate să spună aici este mama, dar măcar că se uită în direcția ei, unde este biberonul, se uită în direcția lui. Deci înțelege limbajul acesta receptiv, cum îl numim noi, limbajul simplu. Deci sunt foarte multe semne, ca să nu mai spunem, un copil cu o dezvoltare normală la 2 ani ar trebui să vorbească în propoziții simple. Adică sunt foarte multe comportamente care ar putea să-l îngrijoreze pe părinte. Adică sunt vizibile, asta vrea să spun. Da. Ieși în parc, te uiți, adică este imposibil ca părinte să nu-ți dai seama că există o diferență între copilul tău și ceilalți copii, pentru că îl vezi, ceilalți sunt activi, se joacă, unii cu alții împărtășesc lucruri, jucării, au contact vizual. Deci se vede, diferența aceasta se vede. Da. Și părinții trebuie să fie foarte atenți și să nu se gândească numai la... Știți, există, albeu e mai rușinos, de-aia nu se joacă cu copiii, e mai timid, dar asta nu e o problemă, totul merge strună, numai că e el mai timid și nu interacționează cu ceilalți copii. Deci trebuie să fie atenți la toate aceste semne și odată ce, știu eu, identifică aceste semne, trebuie neapărat apelat la specialiști. Sigur că da, pentru liniștea lor. Deci pentru liniștea părinților. Nu vreau să sperii pe nimeni. Nu vreau să sperii pe nimeni. Nu vreau să creez panică, știu eu, în cazul părinților care, știu, sunt într-o astfel de situație. Dar dacă nu se apelează la specialist, ce se întâmplă? Copilul este destul de greu fără să eliminăm cauza, adică să oprim tot ceea ce înseamnă tehnologie și să începem să creăm aceste legături la nivel neuronal, este destul de greu să se recupereze, pentru că în momentul în care am oprit această tehnologie, noi trebuie să începem să lucrăm și să stimulăm copilul pentru a se dezvolta pe toate aceste arii de dezvoltare. Adică ce vreau să spun cu lucrul acesta? Trebuie să începem să vorbim, să-i arătăm, să creăm în primul rând relația de contact vizual, de interes al copilului către adult, pentru că undeva s-a rupt această legătură între copil și părinte. Și atunci noi trebuie să recreăm această legătură. Cum facem lucrul acesta? Prin jocuri fizice. Ne gâdilăm, hai la groapa cu furnici, cu cubau, da? În care copilul să primească plăcere prin interacțiunea, din interacțiunea cu părintele. Înțelegeți? Deci nu e de ajuns să oprească televizorul sau deci trebuie să blocheze accesul la telefonul mobil. Nu, deci trebuie să lucrăm cu copilul ca să putem să creăm aceste legături, sinapsele numim noi, între neuroni. Deci nu este suficient doar să oprim cauza, trebuie să și intervenim asupra dezvoltării copilului. Da, foarte îngrijorător ceea ce ne spuneți, pentru că din păcate, și trebuie să recunosc că și eu m-am aflat într-o astfel de situație, pentru a câștiga un pic de timp pentru diverse activități, dădeam drumul la televizor pe unul din canalele de desene animate și spuneam, hai, uite-te, ia uite ce desene frumoase. Și câștigam un pic de timp pentru a-mi face treburile. Dar iată că nu e tocmai în regulă un astfel de gest. Sigur, nu l-am făcut cu o frecvență foarte mare, acum îmi dau seama, dar nu e tocmai în regulă și nu trebuie apelat la astfel de subrefugii. Vreau să mai vă spun, noi ca și adulți, când ne uităm la televizor, ne relaxăm. De exemplu, dacă ne uităm la un film, anticipăm, analizăm, facem tot felul de sinteze, trăim emoții la ceea ce vedem. Copilul în această perioadă 0-3 ani, chiar dacă se uită la desene, încă nu are capacitatea neurologică de a înțelege ce se întâmplă acolo. Ar trebui să stea un adult lângă el
și să explice ce se întâmplă acolo. Pentru că pentru copil sunt doar niște imagini viu colorate care se derulează în fața lui ca o hipnoză, oferindu-i plăcere și, cel mai grav este, fără să depună niciun efort copilul. Deci el primește această plăcere la o viteză extraordinar de mare, fără să depună niciun efort. Și atunci, când ajunge la grădiniță, ce trebuie să facă? Să se uite la doamna, să aștepte, să asculte, să aibă răbdare. Toate lucrurile acestea, pentru toate lucrurile acestea ai nevoie să depui un efort. Și să te uiți la doamna, să ai contact vizual cu doamna, trebuie să depui un efort. Ori el este obișnuit să primească această plăcere neurologică fără să depună niciun efort. Bineînțeles că încep acele comportamente neadecvate care vor apărea, adică clar vor apărea și comportamente neadecvate în care copilul, știți bine, plânge, se tevălește pe jos, aruncă, trântește. De ce? Pentru că nu are nici aceste mecanisme de a-și controla această furie, de a face față acestor situații frustrante pentru el. Noi, ca și adulți, când ne enervăm, îți vine să, nu știu, să faci lucruri nedorite, doar că vine subconștientul și spune: ok, nu poți să faci lucrul acesta pentru că se întâmplă ceva foarte grav. Copilul încă la fel nu are această capacitate de a înțelege, de aceea se manifestă după primul impuls. Deci aici este foarte important să intervenim, da? Când apar aceste comportamente neadecvate. Da. În urma discuției cu dumneavoastră, vestea proastă este că sunt copii care sunt expuși la acest risc, sigur, fără niciun pic de intenție din partea părinților. Clar, vestea bună este că astfel de situații pot fi remediate, copiii pot fi recuperați, dar este nevoie de sprijinul unui specialist. Da, și subliniez, vârsta la care se începe această terapie este foarte, foarte importantă. Cu cât părintele recurge la un specialist, măcar pentru o părere, pentru liniștea părintelui, ca să înțeleagă dacă într-adevăr este sau nu este o problemă, cu cât intervin mai repede, cu atât recuperarea copilului se face mult mai repede și mult mai ușor. Cu cât copilul este mai mare, cu atât este mult, mult mai greu. Acum mă gândesc că pentru a veni în sprijinul părinților care sunt într-o astfel de situație neplăcută, nefericită, mă gândesc că important este să spunem și faptul că dumneavoastră, de exemplu, vă desfășurați activitatea în cadrul clinicii Special Kids, zic bine, nu? Da. Și părinții care bănuiesc că se pot confrunta cu astfel de situație absolut neplăcută pot lua legătura cu dumneavoastră pentru a beneficia de sprijin de specialitate. Sigur că da. Da. Vă mulțumesc tare mult pentru această discuție. Sper să fie de folos părinților care până acum, să spunem, își dădeau drumul la televizor și își făceau treaba prin casă, lăsând copiii în fața televizorului, să se gândească mai bine înainte să facă acest lucru. Discuția cu dumneavoastră ar trebui să ne pună pe toți pe gânduri. Vă mulțumesc tare mult! Mulțumesc și eu pentru invitație! Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Ne vom revedea săptămâna viitoare. Până atunci, toate cele bune!